Știați că cel mai vizitat muzeu din țară se află în București? Este vorba despre Muzeul Satului, dragii mei, și pe bună dreptate, pentru că este, după cum știți, că eu cred că majoritatea l-ați văzut, este foarte, foarte impresionant. Dar fiind atât de bătrân, are și el nevoie de restaurări pe aici, pe acolo, și cum bani nu sunt, iată că a izvorât, așa ca să spun, din iubire, un proiect, programul Adoptă o Casă. Despre ce este vorba, aflăm împreună. Satul de la șosea are nevoie și de îmbunătățiri. Văd că sunteți în plin șantier, aș putea spune, în acest moment. Da, nu atât îmbunătățiri cât restaurări de monumente. Sigur că și îmbunătățiri sunt necesare, dar se întâmplă astăzi în Muzeul Satului un lucru mai deosebit, pentru că noi am făcut un program oarecum din disperare, pentru că nu aveam bani de restaurare. Și monumentele din acest sat mare trebuie aproape în fiecare an trebuie să faci ceva la ele. Și atunci am zis noi că cel mai bine ar fi să vorbim cu comunitățile din care provin monumentele și să facem programul Adoptă o Casă. Primul care ne-a răspuns la acest apel al nostru a fost domnul primar Ioan Sabo din satul Șanț, Bistrița Năsăud. S-a întâmplat să fie și cea mai vizitată casă din Muzeul Satului și chiar cea mai în pericol în cele din urmă. Așa că domnul primar a fost aici, a văzut despre ce este vorba, a găsit sponsor și ne-a trimis 8 meșteri să restaurăm această casă. Suntem aproape pe terminate cu restaurarea, ei au făcut mai mult decât acoperișul casei, pentru că asta trebuia să facem. Ne-au restaurat și gardul, și porțile, oriunde au văzut că era necesară intervenția, au intervenit. O echipă extraordinară de 8 oameni, care au lucrat timp de o săptămână și au făcut un lucru minunat. Bănuiesc că era nevoie și de meșteri din zonă, pentru că trebuie păstrate anumite motive. Ei sunt meșterii din zonă și știu lucra în tradiția de construcție locală. Sigur că au avut și documentele noastre puse la dispoziție, dar au lucrat așa cum știu ei să lucreze la ei în sat, așa cum ar fi normal să restaurăm de altfel monumentele din Muzeul Satului, nu cu nu știu ce firme, cât cu aceste echipe de meșteri din sat. Eu tot spun, domnule, dincolo de achiziții și de alte povești din acestea, lăsați-ne să lucrăm cu meșterii din sat direct. Deocamdată legea nu ne permite acest lucru. Și atunci, prin generozitatea acestor oameni, noi salvăm astăzi un monument foarte important din muzeu și sperăm ca și alți primari să răspundă acestui apel al nostru. Și avem deja telefoane primite din satul Jurilovca și din satul Ostrov, amândouă din Dobrogea, din Constanța și respectiv Tulcea. Deci noi sperăm ca prin acest program nu numai să reușim să facem această restaurare absolut necesară înainte de venirea iernii, dar mai ales să creăm legătura între casele din muzeu și comunitățile care le-au avut cândva în teritoriul lor. Pentru că am reținut cuvintele unui meșter care mi-a spus: dar cum să nu venim, doamnă, pentru că trebuie să redăm onoarea casei noastre. Deci, în felul ăsta, noi facem această legătură și sentimentală, dacă vreți, între cei care oricum veneau în muzeu, aceste comunități, și o zi trăiau cum doreau ei în jurul monumentului, cum se întâmplă la Jurilovca, de exemplu. Dar vă spun sincer că pe mine m-a impresionat acest atașament al meșterilor, al primarului, al comunității față de Casa Șanț. Casa Șanț, aparținând lui Emil Grapini, dulgher și tâmplar din zonă, a fost transferată la București în urmă cu 83 de ani, atunci când a fost înființat Muzeul Satului. Construcția reprezintă unul dintre tipurile de arhitectură specifice satului Șanț pentru sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Casa este construită pe un soclu înalt de piatră, are prispă cu stâlpi și balustradă pe trei laturi. Acoperișul este înalt, în patru ape, și are învelitoarea din tranițe dreaptă, lucrată atent de meșterii din zonă. Eu sper că vom face și o inaugurare, dacă nu chiar acum, în toamna asta, poate la primăvară să reușim să aducem mai mulți din comunitate și să mai vorbim încă o dată despre
ce s-a întâmplat aici în Muzeul Satului în vremuri foarte grele și ce înseamnă generozitatea unei comunități. Exact cum ați spus mai devreme, este una dintre cele mai vizitate case din muzeu, este chiar la intrarea, una dintre intrările principale. De cât timp nu mai beneficiați de astfel de lucruri de restaurare? Păi, noi de 4 ani nu am mai primit niciun fel de bani de la Ministerul Culturii, niciun fel de buget pentru investiții sau pentru restaurări. Casa a fost restaurată acum 15 ani în urmă. Acoperișul însă trebuia neapărat refăcut, deci era mai mult decât necesar să refacem acest acoperiș. Deci să zicem cam de 15 ani casa nu a mai avut restaurări esențiale, pentru că în rest noi facem conservare preventivă anual. Meșterii au venit și cu echipamentele necesare, cu lemnul, am văzut deja pregătit. Absolut tot, au fost societăți care au dat acest lemn sub formă de sponsorizare, pe care le-a găsit tot domnul primar Ioan Sabo. Din județul Bistrița Năsăud, la București, la satul de la Șosea, Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti are nevoie de restaurări și ați răspuns pozitiv acestui proiect. Ce faceți mai exact aici? Refacem acoperișul, granițele, tot ce a fost putrit și ce a fost defect. L-am înlocuit cu materiale noi, de la Silvan Internațional, de la Lunca Ilvei și de la Șanț, de la Comuna Șanț, de unde se află casa. Ce ați constatat atunci când ați venit aici și ați văzut casa prima oară? Ce avea nevoie cel mai rapid de făcut? De acoperiș, de înlocuirea acoperișului. L-ați înlocuit de la zero, inclusiv și în drill, bârne, absolut tot? Drile, corni care au fost putriți, lețurile, scândura, grinz care au fost putride, deteriorate. Deci au fost societăți care au contribuit cu materiale, deci au sponsorizat cu lemn, ceea ce e foarte mult, de fapt asta ne lipsa. Și pe urmă munca meșterilor, care sunt și acum pe casă și sunt niște oameni, nu numai că sunt niște meșteri foarte buni, dar sunt niște oameni extraordinari, așa cum găsim prin toate satele României. Văd că nu ați lucrat doar la acoperiș și scările, bănuiesc că și la interior ați constatat anumite lucruri. Da, scările, gardul, l-am împrejmuit în interior, unde a mai fost de lucru, a fost de schimbat, am schimbat. Ce înseamnă pentru comunitatea din care faceți parte faptul că aveți aici la București o astfel de casă care, iată, se păstrează foarte bine și este și una dintre cele mai vizitate case din muzeu? Este o mândrie pentru Ilveni și Valea Bistriței.